Salutator și bine v-am găsit! Astăzi vă arăt o metodă prin care putem să facem o umbrelă în Blender. Bun, hai să începem! Să vedem ce trebuie să facem prima oară. Trebuie să facem forma aceea de la umbrelă. Bun, cum arată forma aceea? Este o, cum să zic eu, seamănă foarte mult cu o sferă pe jumătate. Așa că vom face așa. Shift A, să vedem, avem nevoie de o sferă. Așa. Și va trebui să schimb valorile de aici. Eu cred că voi avea nevoie de 8 ringuri și 8 segmente. Hmm? Da, e perfect. Dacă vreți, puteți să măriți mai mult segmentele. Ca să, dacă ar fi să vă arăt cum arată forma, așa arată umbrela deasupra. Ar putea să fie umbrela un pic mai detaliată, cum ar fi așa, dar mi se pare că e suficient că putem să facem mirror dacă vrem mai încolo. Bun, hai să închidem aici. Ce vom face acum? Apăs 5 și să vedem 1. După care intru pe wireframe. Ce facem noi acum? Să mă gândesc că aș putea să fac... Stai un pic să vă arăt o metodă pe care pot să o fac acum, dacă ar fi să fac umbrela. Că sunt mai multe metode. Prima metodă ar fi în felul următor. Să șterg partea de jos, așa. După care... pur și simplu adaug aici niște edge loop-uri și asta e forma la umbrelă. Dar vreau să o fie un pic mai complicat, așa că voi face în felul următor. Mi se pare că e un pic cam prea lunguiață partea asta, așa că intru aici, selectez obiectul și îl fac mai turtit un pic. Așa. Bun. Să vedem. Solid. 5, 7... Eu cred că aș vrea să folosesc Array ca să fac chestia asta. Cum aș putea face eu? Hai să încerc să-l fac un pic mai simplist. O să încerc să fac... să vedem. Selectez partea asta. Așa. O șterg cu faces. Așa. Cum aș putea să fac? Aș putea să fac dintr-o bucată sau din mai multe bucăți. Hai că fac dintr-o singură bucată. Și dacă merge, e perfect. Să vedem, să schimb un pic poziționarea. Să vedem, apăs B. Hai că încerc altfel, că e mai simplu așa. Bun. Și am rămas decât cu o singură bucată din umbrelă. Bun, ce aș putea face eu acum? Aș putea să fac chestia asta, adică să fac acea parte ascuțită de la umbrelă pe ambele părți, așa. Dar nu știu de ce s-a făcut chestia asta și nu-mi convine. Așa că o voi șterge, că nu vreau să fie chestia asta aici. Să vedem, mă duc pe Edge, apăs Dissolve Edge, așa, rămânem cu asta. Mai fac încă un Edge pe mijloc. Așa. Și cu cuțitul fac în felul următor. Selectez asta și mă duc până aici, unde, unde se unește punctul. N-are nimic că avem triunghiuri, că când facem subdivide nu prea e o problemă. De obicei, când modelezi, ar fi de preferat să eviți triunghiurile, dar în cazul umbrelei nu prea este necesar să eviți. Că partea în care se unește, poți să creezi capacul de la umbrelă și vârful. Așa că nu-i nevoie. Bun, să sperăm că este legat totul. Dacă e, putem să verificăm. E greșit. Înapoi, capa, ca să fac cuțitul. Și mă duc aici să lipesc punctul aici. Mă enervează că e prea aproape și nu prea văd punctul. Gata. Dacă vreți să verificați, puteți să alegeți un punct și dacă se colorează totul, înseamnă că totul este legat. Perfect. Bun. Acum că am făcut chestia asta, probabil vă întrebați ce este ea. Păi, uite, pur și simplu selectăm chestia asta. Așa, să vedem. Să schimb un pic poziția, să mă uit. Când folosim chestia asta, stai un pic să vedem dacă pot să fac să o selectez. Putem face un fel următor, putem să dăm scale în interior, dar nu e bine așa, hai să încercăm așa, poate merge mai bine. Firar.
Îmi trebuie altceva aici. Nu, nu, nu. Oare funcționează așa? Nu. Firar. Și știi ce mă gândeam să fac cu chestia asta? Dar cred că o să fac la sfârșit. Știi partea aceea din umbrelă care se intră în interior? Asta vreau să fac acum și stai că mai bine vă arăt o poză să vedeți cum ar trebui să arate umbrela. Umbrela. Așa, să mă duc aici. Se vede în imagine? Bun. Să vedem. Dacă găsesc o poză să vă arăt mai bine ce vreau să fac aici. Vreau să fac fix partea asta de aici. Vedeți? Asta încerc eu să fac aici, cu linia pe care am pus-o în mijloc. Dar deocamdată văd că nu cred că pot să o fac, că nu mă lasă scale-ul. Așa că va trebui să fac array-ul ca să se facă înapoi sfera aceea. Dar să vedem, mai am ceva de făcut aici, n-aș să fac de chestia asta? Nu, cred că este totul. Perfect. 5-1. Bun. Acum o să folosesc un addon pe care sper că l-aveți. Eu voi folosi HardOps pentru că are opțiunea să fac 360, un array. Deși puteți să-l faceți și voi automat, stai pic să văd dacă îl găsesc. Circular array, să vedem dacă îl găsesc. Chestia e că nu o să am nevoie de chestia asta, hops. Îl scoatem. Acum putem să observăm că avem decât 3 copii. 4, 5, 6. Și cu cât facem mai mult, cu atât se vor apropia. Dar cred că sper că n-am făcut o greșeală. Așa. Acum că avem astea 8, putem să observăm. Stai un pic să vedem. Asta este umbrela noastră. Dacă ar fi, putem să dăm și un subdivision surface. Așa, dar nu știu pe care parte să-l pun. Dacă îl pun deasupra, nu prea rezolvă cine știe ce. Oricum, stai un pic să văd dacă... Încă nu-l activez. Să mă gândesc că... Aș putea să-i dau merge. Mă lasă? Să vedem dacă mă lasă. N-a mers perfect. Așa că nu vom da merge. Pur și simplu vom lăsa așa, dar voi da eu manual merge. Așa, apply. Bun. Ce facem noi acum? Trebuie să unesc punctul din mijloc. Așa. Să vedem. Stai un pic să văd dacă totul este legat cum trebuie. Nu, nu este legat. Nu-i nimic. Probabil am făcut o mică greșeală, dar se rezolvă încet, încet. Bun, wireframe. Ce facem noi acum? Bă, chestia asta n-am nevoie de ea. Ar trebui să o șterg. Să văd dacă pot să o selectez. Sau pot să selectez chestia asta? Nu, stai mic. Stai că am apăsat pe altul buton din greșeală. Object. Dispari. Așa, 5-1. Bun. Edit mode. Avem nevoie de punctele astea, să le selectez. După care apăs click dreapta și căutăm Merge Vertices at Center. Acum punctele din mijloc s-au legat. Acum dacă ne uităm atent, să vedem. Sunt legate. Frumos, nu-i așa? Bun. Ce trebuie să fac eu acum? Să vedem. Trebuie să lipesc chestiile astea de aici, între ele. Cum facem aici? Să vedem. Wireframe? Nu. Dacă aș pune wireframe, ar fi foarte complicat. Bun. Bun, să vedem. Trebuie să fac legăturile dintre astea. Deci, pur și simplu, o să fie o treabă repetitivă aici. Să văd dacă sunt lipite sau nu. Nu, nu sunt lipite. Trebuie să le fac eu manual. Probabil era bine dacă făceam merge din array. Probabil. Acum trebuie să mă chinui să fac același lucru în continuu. Apăs B, clic dreapta, merge center. Așa, clic dreapta, nu. Selectez, clic dreapta, merge center, clic dreapta, stai un pic, clic dreapta, merge center.
Bun. Acum dacă încerc să dau din nou așa, să vedem cum arată pe o parte. Bun. Object mode. Putem observa că aici s-a legat perfect. Bun. Mai facem din nou chestiile astea. Bun. Ne întoarcem înapoi. Facem din nou chestiile astea. Să ne-am pic să mă duc înapoi pe wireframe ca să-mi fie mai ușor. Da. M-am complicat prea mult. Bun. At center. B. At center. Bun. B. At center. Bun. B. At center. Bun. Am mai legat asta. Hai să ne ducem la următoarea. At center, așa. Cred că așa. B. At center. At center. At center. Și trebuie să fac așa pentru că fiecare chestie. Merge at center. Merge at center. Merge at center. Merge at center, așa. Următoarea. Merge at center. Merge at center. Merge at center. Merge at center. Bun, următoarea. Merge at center. Da, probabil era bine dacă făceam merge at center când era la array. Acum mă chinui. Îl fac manual. Merge at center. Merge at center, așa. Merge at center. Merge at center. Bun. Următoarea. Merge at center. Merge at center. Merge at center. Așa. Hai să văd dacă suntem pe aproape. Gata. Suntem gata? Că nu mai văd vreo eroare aici. La prima vedere parcă tot este legat acum, nu-i așa? Așa de testare să văd. Testez fiecare punct aici să văd dacă e totul perfect. Perfect. Înapoi cu punctul ăla. Să continui ce vrem să fac. Bun. Selectez linia asta. Stai un pic să scoatem chestia asta că mă enervează. Bun, 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 bun. Că tot am zis că ne trebuie chestia să facem partea aceea. Bun. Acum, cred că voi da scale în interior. Așa. Acum nu prea pare cine știe ce, dar dacă prindem chestia asta, uite ce frumusețe de umbrelă. Ce aș mai putea face la chestia asta? Aș putea să-i dau smooth. Așa. Hai că începe să arate bine. Bun. Începe să arate bine umbrela noastră. Bun. Ce trebuie să mai facem noi acum? Să mă duc aici. Aș putea face aici un loop. Și dacă tot fac loop-ul, pot să văd dacă s-a făcut bine merge-ul. Perfect. Nu văd nicio eroare pe aici. Dar nu-mi place aici sus cum s-a făcut. Cred că am o idee cum pot să rezolv chestia asta, dar stai să văd dacă pot să-l fac. Aș putea face în felul următor. Aș putea folosi cuțitul. Așa, dar o să mă enerveze că durează mult. Dar n-a nimica. Sau nu? Hai că îl fac repede. Haide, să vedem. Perfect! Arată bine. Așa, perfect. Începe să arate bine. Bun. Cum mai arată o umbrelă? Nu prea are grosime chestia asta. Dar trebuie un modifier. Cel mai probabil un solidifier ar fi perfect. Dar e cam mult când ne dă aici. Pe jumătate cum are și 0.05. Arată bine. Arată bine. Bun. Ce aș mai putea să fac eu acum?
Aș putea să-i fac capacul, dar n-am idee cum ar trebui să arate capacul. Top view umbrella. Să mă uit pe internet să văd cum ar trebui să arate acel lucru. Hai să vedem. Hai să caut o poză. Aoleu. Umbrella. Sunt multe umbrele care au așa, chestia asta de aici. Ar trebui o poză mai bună să văd mai de aproape cum arată. Bun. Hai că merge chestia asta. Bun. Aș putea să copiez poza asta. Nu, nu m-a lăsat să inserez poza asta, să fac altfel. Nu, trebuie să o salvez în desktop. Perfect. Avem aici o poză de referință să ne mai ajute. Bun. Bun, ce avem noi la umbrela asta? Avem capătul ăsta aici care este... E un cilindru. Ne trebuie un cilindru la cum arată. Să vedem. Cilindru, îl facem micuț, foarte mic. Așa, îl ducem sus. Bun. Să vedem. Probabil trebuie să mut poza pe cealaltă parte. Că acum nu mai văd nimic. Las. O fac așa, ochiometric. Bun. Edit mode. Ok, aici. Ce aș putea face aici? Wireframe? Aș putea face aici bază un pic mai mare. Fundația. Așa. Dar nu cred că e bine așa. Să mic. E prea mic. Trebuie să fie fundația mai mare. Ceva de genul ăsta? Și din câte pa se pare, intră în interior. Ah, cred că am greșit, am greșit. Stai un pic, mă, până pe aici. Apăs asta. Așa. Îl dăm aici jos, cam pe atâta. După care un inset. Așa. Stai un pic, cred că era un pic mai măricel. Așa. Extrude. E tot, e cam măricel oricum. Dar oricum îi fac un scale interior ca să arate ceva mai bine. Bun. Mi se pare că e cam prea mare. Cred că e bine. Bun. Aș putea face în felul următor. Aș putea da aici niște lupuri. Să dea un pic de formă. Aș fi putut să folosesc aici hard ops, dar probabil nu o să aveți și mai bine să vă arăt cu ce lucruri avem la îndemână. Ce am făcut eu acum? Așa. Aici nu prea aș vrea să fac cine știe ce. Voi folosi I de la inset. Și dacă e, mai vedem pe viitor dacă mai fac ceva aici. Dar nu cred că o să fie vizibil. Probabil era bine dacă făceam și mai mare insetul în interior. Stai că vedem acum cum arată chestia asta. Parte de jos. Aici nu prea am vrut să fac inset, că este geometrie care e degeaba. Delete faces. Bun. Să dăm și smooth. Nu e foarte apropiat de chestia asta, dar probabil dacă era un pic mai micuț.
Arată binișor. Hai. Nu trebuie să ne chinim atâta. Ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie bățul și mânerul. Da. Nu cred că mai am nevoie de poza asta, dar... Să vedem ce fac cu ea. Cred că o dau mai încolo ca să nu mă deranjeze. Bun, ce facem eu acum? Să vedem. Din nou ne mai trebuie un cilindru. Să vedem ce facem noi aici. Shift A, ne mai trebuie un cilindru, cilindr. Îl facem micuț, așa. Îi dăm firar. Îi dăm aici un scale. Îl facem mai micuț, că nu, poate, nu trebuie să fie așa de gros. Mi se pare că trebuie să fie un pic mai subțire decât capacul. Da, îl facem lunguieț. Nici nu știu, să-i fac și interiorul la umbrelă? Ar fi cam mult de muncă să fac interior la umbrelă. Și vreau să fac tutorialul cât mai scurt posibil. Așa. Mi se pare că am făcut cam lungă umbrela asta. Un pic mai mică n-ar strica. Să vedem. Cred că e bine, e bine, e bine. 5-1. Wireframe. Mi-ar trebui un pic poza asta să mă uit aici. Așa. Să vedem. E chestia asta în forma asta. Bun, să vedem cum facem. Trebuie să mă duc pe aici, să selectez obiectul, să mă duc pe Edit Mode, să selectez fața, să mă duc 5-1. Așa. Trebuie să fac un extrude. Așa. Bun. Trebuie să-l dau în jos. Să-mi mix la poza. Mai lungesc un pic. Sau nu? Las-l așa. Bun. Da, asta e mai bine, un pic mai mult. Așa, și trebuie să fac chestia asta, în forma asta, bun. Pot să folosesc asta, spin? Dacă funcționează spin-ul ăsta, cum vreau eu. Aoleu, nu mai știu să folosesc spin-ul. Ce mă enervează. Cum arată? Opa. Nu mai știu să folosesc tâmpenia asta. Las-o pe altul, fac manual. Deși am făcut tutorial cum se folosește tâmpenia asta. Aoleu, dezactivează tâmpenia asta. Așa. Ce naiba aici? Schimbăm orientarea ca să mă uit mai bine. Bun. Așa. Extrude. Așa. Trebuie să fac din nou un extrude, dar de data asta trebuie să-l fac cu rotație. Bun. Să vedem dacă-mi iese. Extrude. Așa din nou. Prea multe mesaje.
Dacă mi-aduceam aminte cum se folosește spinul, probabil făceam mai bine. Dar, manual arată bine și așa. Bun. Să vedem, intrăm aici, să vedem cum facem aici. Mi-am venit o idee, dar nu cred că nu știu dacă funcționează. Așa. Așa, bun. Sus trebuie să șterg chestia aia. Să vedem dacă mai pot să-l ating acum. Bun, wireframe. Bun, șterge fața. Să vedem, trebuie să-ți dau ție un subdivision surface. Să mă ocup aici și să văd cum arată. Să-l fac, să-i dau un smooth, shade smooth, așa. Uite, orice urât arată chestia asta, trebuie să fac ceva aici. Cum facem eu să se fac, era o chestie care... unde naiba era? Dacă mai ții minte cum se numea tâmpenia aia. Vertex, 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 merge vertices at center, gata. Ar trebui să mai fac și niște modificări la formă, poate face mai interesant, să vedem. Nu, nu, nu. Să vedem, să vedem, apăs așa, să dezactivez asta, să vedem cum facem noi aici. Sunt tentat să fac aici niște lupuri de-astea. Aoleu, ce formă. Las așa și gata. Și cred că am făcut-o și prea mare aici. Stai un pic. Selectez partea asta. Am selectat tot? Și o dau în jos. Dar nu-mi place cum e și mânerul. Da. Poate îl refac altă dată, dar nu cred că îl mai fac. Bun. Mai sunt chestiile astea de aici. Să mă gândesc cum să fac forma aia. Cred că cel mai bine ar fi un o sferă, da? Du-te aici. Da, 5-1. Wireframe, selectez asta, șterg fețele, să vedem, toți vertex și extrude în interior și îl dau jos. Subdivision surface, să vedem cum arată chestia asta. Shade smooth. Chestia e că nu prea este la vedere chestia asta și trebuie să fie foarte mică. Probabil i-ar trebui eu decât un edge loop aici. Să îi dea un pic de formă. Așa. Să vedem. Trebuie să-l rotesc. Sper că am reușit. 181. Ce aproape era.
Bun. Îl fac micuț de tot. Trebuie să-l pun undeva pe aici. Să vedem. Dacă îl potrivesc pe o singură parte aici, îl pot să-i dau un mirror. Nu mirror. Cum se numea chestia aia? Cum am făcut eu acum inițial când am făcut acel lucru 360 de grade când am fost o singură bucată din sferă? Aș putea face același lucru și aici dacă mă prind cum se face. Probabil un pic mai mare. Mai adânc, mai jos. Acum vine altceva. Acum trebuie să-i schimb pivot point-ul. Aș putea să-i pun pivot point-ul așa cum era aici, să fie selectat, set origin, origin cu 3D cursor, așa, să vedem dacă, sper că merge. E cam la același nivel cu asta, sper că e foarte bine. Ce mai urmează acum? Trebuie să folosesc din nou chestia aia. Array. Dar de ce nu pot să folosesc direct varianta asta? Nu cred că e setat cum trebuie, de-aia. Da, de-aia nu-l foloseam. Circular Array, așa, să vedem, trebuie să scot ăsta. Nu e bine, ceva nu e bine pus. Cât că trebuie să mă folosesc de acel empty care nu... Oh, cineva mi-a dat subscribe. Bun. Cum făceam noi aici pentru circular array? Trebuie să văd cum fac cu pivot point-ul. Trebuie să-l fac în așa fel încât să fie unde trebuie. Stai un pic. Mie îmi trebuie 8 de astea, nu-i așa? Dar nu sunt foarte nu sunt pe partea care trebuie. Eu l-am pus aici și se rotește aici. Fie să îl fac manual. Bun. Shift D. Shift D. Dar problema e că trebuie să le rotesc după ce am făcut chestia asta, firar. Trebuie să-i schimb și originea. Set origin. Nu. Origin to geometry. Așa. După ce te-am pus aici, trebuie să te rotesc puțin. Ca să stai perfect pe poziție. La fel și cu tine, trebuie să schimb origine. Trebuie să te rotesc. Să vedem. Stai cum trebuie. Bun. Practic avem decât pentru părțile astea de aici. Și dacă aș face în felul următor, aș lua astea 3, Shift D, Scale, minus 1. Să vedem cum arată.
Sper că stă... Haide, haide. Ah, rotația nu e bine pusă. Să ne bine rotit. Deci mai am decât pe partea și pe partea asta. Bine. Shift D, te duc aici. Iar să fie că asta nu este bine pus. Așa. Să sperăm că nicio eroare pe aici. Cât de cât începe să arate bine. Acum era chestia cu interiorul, că să-l faci. Chestia e că nu prea se vede așa interiorul. Ai putea să faci niște linii dacă vrei să pară că ai făcut interiorul. Ce ai putea să faci în cazul ăsta e în felul următor. Stai un pic să dacă pot să îl selectez. Edit mode. Firare. Ce apăs eu? Greșit mereu. Hai. Să fie. Selectez asta. Nu mai țin minte cum intram pe wireframe. Edit mode. Wireframe. Așa. O metodă pentru a face acea chestia de interior ar fi în felul următor. Să pic dacă reușesc să-l fac. Să vedem.
Stai un pic să scoți și solid diferă de aici. O metodă ar fi în felul următor. Ai putea să selectezi asta, o linie, chiar mai multe linii, să fie peste tot liniile astea. Sau dacă pot să folosesc alt cu shift e perfect. Bun. Alt cu shift, click. Alt shift click. Alt shift click, alt shift click, alt shift click. Bun. Aici aș putea face în felul următor. Aș putea da un shift D și am rămas cu linia asta. Așa. Și aici putem să facem în felul următor. Am putea să facem acea conversie, cum să faceți tuburi din linii. Să vedem unde era chestia să convertești. Conversie, conversie, unde ne era? Am uitat. Rău e când iei o pauză și nu mai știi să mai faci nimica. Cred că greșesc. Cred că trebuie să-i fiu un object mode ca să fac chestia asta. Da, stai mai un pic să-l separ. Separate by selection, așa. Să fie un obiect separat ce avem noi aici. Așa. După ce suntem în object mode, așa, object mode, selectăm asta, object, convert, 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 unde ne avea? Convert, așa, unde era? Aș putea să revin pe solid, așa. Să vedem unde erai tu. Geometrie. Depth. Stai că trebuie o valoare foarte mică. Cred că ceva mai mic. Acum e prea mic. Cred că 3 ar fi o valoare bună. Rezoluția poate să o mai mărim un picuț. Dar stai că cred că greșesc când fac chestia asta, dar chestia care arată bine dacă o las așa. Cum arată 0,05 mm? 0,02. Mai am ceva nevoie aici. Smooth, nu? Mai e ceva pe aici să mai modific. Nu, cred că e de ajuns. Arată binișor. Dar se pare că nu le-am potrivit bine cu chestia asta, firar. Cât m-am chinuit să le pun și nu au stat cum trebuie. Bun. După ce am făcut chestia asta, mă duc aici la object, trebuie să-l convertez din nou. Convert, 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 mesh, așa. I-aș putea da și un smooth, că tot suntem așa, generoși. Bun. Să mă duc înapoi la sferă, aș putea să... poate era mai bine să le facem un pic mai groase. Să pic. Mă duc înapoi. Ah, probabil că 009 era o valoare ceva mai interesantă. Nu? Era cam măricel dacă lăsam 009. Să pic să fie cu totul pus cum trebuie.
Să-mi dau seama ce valoare ar fi perfectă pentru asta. 006. Ce naiba s-a întâmplat acum, că nu mai stă nimica bine. Dacă mă întorc înapoi la 002. Lasă, îl pun 006 și văd ce va ieși de pe urma lui. Convert to mesh. Nu. Dar mai de ce e prea mare acum? Bizar. Dar acum parcă ceva, e mai, ceva mai bine asta. Dau cu shade cu smooth. Cred că s-a făcut o eroare când am făcut chestia aia și acum... Da, nu știu de ce. Dar oricum, începe să arate bine umbrela asta. Mai trebuie acum să fac niște chestii care se lipeau aici, să fac o bucățică, dar mă complic cam prea mult pentru ceva ce nu se va vedea niciodată. Da. Păi cam atât ar trebui să fie. V-am arătat cum să modelați. Acum hai să pun camera într-un fel să se vadă că e făcut. Camera, align view, camera to view. Și eu o să fac o randare. Da. Să vedem. Totul e pe cycles. Cum arată dacă îl las așa? Începe să arate binișor, dar dacă mai dădea niște materiale, probabil arăta mai bine. O să-l fac niște modificări pe aici ca să arate mai bine când nu s-o radez. Dar cât că deja m-am pus prea mult, 47 de minute, e deja prea mult. Hai că închid videoclipul. Dacă v-a plăcut acest clip, dați like, subscribe și poate mi-share. La revedere!